Dacă nu le citiți, am să vă rog pe toți să citiți, să urmăriți ceea ce scrie cu roșu și să-mi permiteți să supun la vot amendamentul domnului consilier Popa. O să citesc ca să... Vă rog ca să audă și colegii din online. Da, la condiții specifice, completare cu prezentarea subțintă a dotărilor deținute de ofertant, prezentarea contractelor de parteneriat sau sponsorizări ce vin în sprijinul activității sportive și prezentarea metodelor de promovare a bunurilor atribuite. Vă mulțumesc frumos. Pun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? În online, vă rog frumos, doamna Popa. Pentru. Domnul Simionescu. Pentru. Domnul Tudor. Nu v-am auzit, domnul Tudor. Pentru. Mulțumesc frumos. Mai sunt discuții, domnul Paul Palaș. Vă rog să consemnați abținere la votul anterior pentru mine. La amendament. La amendament. Da, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. O întrebare pentru doamna secretar. Există un punct de vedere al domnului Botez, colegul nostru, numit observații privind legalitatea proiectului referitor la procedura de atribuire a mărcilor. Vreau să vă întreb, doamna secretară, dacă aveți acest punct de vedere și dacă s-a ținut cont în vreun fel de el, la momentul la care a fost gândit acest proiect. Și a doua opinie, de fapt, prima a fost întrebarea și acum urmează o opinie legată de evaluarea pe care o avem la acest proiect. Evaluatorul spune, citesc, valoarea de 100.913 este una subiectivă și evaluarea este opinia asupra unei valori, având în vedere raționamentul profesional al evaluatorului. Noi, ca să putem atribui aceste mărci, avem nevoie de valoare justă, pe care înțeleg că nu avem un raport de evaluare. Ceea ce poate să constituie o problemă la momentul licitației. Drept pentru care mă voi abține la vot pentru acest proiect. Următoarea precizare foarte importantă. Mă rog. În opinia mea, modalitatea de atribuire prin licitație publică a acestor mărci este cea mai transparentă și cea mai în regulă modalitate. Sunt cu totul de acord cu această modalitate. Atât doar că, așa cum am scos în evidență, sunt câteva lucruri care pot fi îmbunătățite în documentație, lucruri care, odată îmbunătățite, pot crea premisele unei licitații de succes. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamna secretar! Puteți răspunde la întrebare, dacă ați fi... Da, cu privire la solicitarea domnului consilier Botez, acestea au fost comunicate către Direcția de Patrimoniu și analizate dacă mi-a lucrat de atât comisiatori. O singură precizare vreau să fac referitor la garanție. Domnul Botez a spus că este prea mare garanția de 100.000 de lei și că ar trebui 1%, dar nu mergem pe legea 98, pe legea achizițiilor, și este o procedură specială stabilită prin codul administrativ. Restul, am înțeles că s-au făcut amendamente pe propunerile domnului consilier Botez. Adică problema aceea pe care a ridicat-o domnul consilier, în genul o echipă de divizia B, dacă poate participa, e rezolvată. Domnul Botez, în observațiile pe care le-a trimis, a făcut o valoare precizare, că nu se permite liberul acces la această licitație, chiar făcând un exemplu. O echipă care este în divizia B nu poate să participe la această licitație pentru simplu motiv că
nu poate să realizeze condițiile licitației, adică să ajungă în prima ligă într-un an de zile. Ce înseamnă o restrângere a dreptului? Dacă îmi permiteți, doamna președintă. Da, domnul primar, vă auzim. Acum, cu tot respectul domnului consilier, orice fel de condiții sunt puse, dacă se consideră a fi restrictive, mă rog, urmați să analizăm, să înțeleg că noastră doriți să tindem spre Liga 3-a sau spre Liga 4-a, sau cum? Că eu am făcut vreo 3 propuneri la un moment dat, care nu am fost luate în calcul. Este logic că, într-o anumită măsură, așa cum se pun condiții la orice fel de procedură de achiziții, există și niște lucruri restrictive raportate la ce îți dorești să obții. Noi ne dorim să obținem performanță. Este evident că procedura de achiziții nu este îndreptată către o anumită zonă, ci există mai multe, să spunem, entități care ar putea să acceseze, deci nu este restrictivă, dar dacă nu să considerați că ar trebui să permitem și să scoatem lucrul ăsta, mai am și o solicitare. Faceți un amendament în acest sens. Și solicitați, așa cum a zis și domnul Botez, care nu este prezent. Da? Să scoatem acel lucru și să permitem să nu mai punem această condiție. Este foarte simplu. Puteți face un amendament, domnule consilier. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule primar, pentru intervenție. În principiu aveți dreptate. În momentul în care dorim să facem un lucru, trebuie să definim foarte clar ceea ce dorim să rezolvăm din acel act al nostru. Permisiunea dumneavoastră, domnul consilier, dacă dorim să facem un lucru, primul pas este să participăm la ședința de consiliu. Am încheiat. Da. Vă mulțumesc, nu era adresată mie observația. Nu, dar remarcă, sunteți purtătorul de cuvânt. Nu, sunt purtătorul meu de cuvânt, fiindcă sunt extrem de interesat în rezolvarea acestei chestiuni. Sunt mulți iubitori de fotbal în oraș și de-a lungul timpului m-am manifestat în sensul de a rezolva această problemă. Și acum îmi doresc la fel de mult ca de fiecare dată să rezolvăm această chestiune. Și repet, problema este rezolvabilă, atât doar că trebuie să fim foarte atenți la modul în care întocmim documentația. Revenim la problema în discuție. Era doar o chestiune de drept și nu era o chestiune care ținea de un obiect anume pe care îl țin din mână. Doriți să faceți un amendament, domnule consilier? Dacă permiteți, țin minte, dar adresă domnul Botez a punctat aceste lucruri, precizând foarte clar că nu dorește să facă un amendament în sensul acesta. Sunt iubitori de fotbal în oraș și atunci când iubești fotbal și iubești sportul, este normal să vrei performanță și nu să te duci undeva în ligile inferioare. Repet, dorești să faci un amendament? Mai sunt discuții, intervenții? Doamna președintă, la cumpărinteți. Vă rog, domnul Tudor. Aș vrea doar să-i spun domnului consilier Paraș că dacă este dacă ați fost atât de interesat de soarta pe domnul ce se întâmplă cu aceste noi, ar fi fost un motiv pe care de spui ce sunt foarte să vină măcar la una dintre mintele care au avut loc cu reprezentanții asociației și sportivilor. Mulțumesc. Ghinion, am fost chiar și n-a fost niciunul aici. Doamna președintă, dacă permiteți. Cum să nu? Nu doriți să ne întoarcem la administrație, să vă gândăm cu politica. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul primar. Întâlnirea de ieri a fost anulată de Federația Clubului Metropolului și Internate, confirmată de către noi. Și din ce am ales să mai vin. Ne pare rău că ați venit și n-ați găsit pe aici. Am să vă rog să limitați, dialogul. Dacă aveți ceva, vă rog, vă dau cuvântul și vă rog să aprindeți microfonul. Vă mulțumesc frumos. După cum vedeți, articolul 9 prevede constituirea unei comisii. Aștept nominalizări. E vorba de Comisia de Licitație. Aștept nominalizări. Câți membri trebuie să fie? 5 comisie. Deci, pentru Comisia de Licitație sunt 5 membri, deci ne trebuie nominalizări și pentru Comisia de Contestații
3 membri. Aveți nevoie de pauză, de consultări? Nu sunt propuneri? Trebuie să fie număr impar. Trebuie să fie număr impar. Doriți o pauză de consultări? 2 minute pentru consultări, pentru desemnarea membrilor celor două comisii. Vă mulțumesc! Thank you.
permisiunea dumneavoastră, putem relua. Permisiunea dumneavoastră, ne întoarcem la procedură. Aștept nominalizările pentru membrii Comisiei de Licitație. Bun pe domnul Sârb, bun pe domnul Coba, pe domnul Sârb. Nu mai un pic, dacă doamna viceprimar, vă rog. Deci domnul Sârb Gheorghe, Coba, Radu Simionescu și Dani Codin. Grupul SR, doamna viceprimar, îl propun pe domnul Răzvan Denescu. Doamna președinte, din cunoștințele mele de-a lungul timpului la licitație, Comisia de Licitație e formată din oameni specialiști de la patrimoniu, de la economic,
De la juridic. Secretariat. Acela asigură secretariatul, domnul consilier. Eu vreau să vă spun că am trebuit să mă abțin la proiectul ăsta cu licitație și salut introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind transmiterea în cesiune a mărcilor către sencerare și piețe, mai ales că nu face nicăieri referire la o eventuală asociere. Nu am ajuns la acel proiect, domnul consilier, vreți să trecem de momentul nominalizării, deci înțeleg că nu vreți să faceți parte din această comisie? Absolut. Nu vreți să faceți parte din comisie? De... Nu. Bun, aveți altă propunere? Doamna secretar ne asigură că este perfect legal să lăsăm comisia din trei persoane. Important este să fie număr impar. Puteți să mă retrageți și pe mine, dacă... Da, doamna Sofa. Sunteți de acord să rămânem pe varianta cu trei membri în comisie, trei consiliere, firește asistat de secretariatul tehnic-format din persoane de specialitate. Votăm, suntem de acord să rămânem pe trei membri, supun la vot acest lucru, vă rog, cine este pentru ca această comisie să fie formată din trei membri. Vă rog să numărați. Cred că doar domnul Palaș. Sunteți de acord și dumneavoastră? Abținere. În online, vă rog, doamna Popa? Doamna Popa? Pentru. Pentru. Domnul Simionescu? Pentru. Și domnul Tudor? Pentru. Mulțumim. Deci rămânem pe varianta de trei membri. Vă propun la vot varianta de vot deschis, chiar dacă este vot de persoane, pentru că avem omul și locul. Cine este pentru vot deschis? Ajutați la numărătoare. Și domnul... În unanimitate în sală, doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Și domnul Aurelian Tudor? Rămânem pe vot deschis. Supun la vot lista celor trei consilieri care vor face parte din comisia de licitație. Cine este pentru? În online, vă rog frumos. Doamna Popa? Pentru. Domnul Simionescu? Da, am auzit. Domnul Simionescu? Și domnul Aurelian Tudor? Pentru. Mulțumesc. Se abține cineva? Domnul Palaș. Trecem la următoarele nominalizări. Pentru contestații, vă rog, ne puneți supleanții. Mai urmează lista de supleanți. Propuneri, vă rog frumos, pentru supleanți. Propun pe doamna Ștefan. Mai există vreo propunere? Vrei să avem cu trei supleanți, doamna secretar? Grupul SR? Mulțumesc frumos. Propun un vot deschis, pun la vot. Vot deschis pentru că avem trei nominalizări pe trei locuri. Cine este pentru? Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Și domnul Tudor? Vă mulțumesc frumos. Pun la vot lista cu cele trei nume. Cine
Mai e nevoie să le citesc pentru cei care sunt în online, doamna Ștefan, domnul Săbău și domnul Andreescu, supleanții la Comisia de Licitație. Cine este pentru? Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Domnul Tudor? Pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Palaș. Vă mulțumesc frumos. Trecem la Comisia de Contestații. Nominalizări, vă rog. Domnul Nicodim, vă ascultăm. Domnul Marco și domnul Cusir. Propunere? Aveți o propunere? Da, pe doamna Amanda. Mulțumesc. Supun la vot procedura de vot deschis pentru că avem 3 nominalizări pentru 3 locuri. Cine este pentru vot deschis? Online, vă rog frumos, doamna Popa. Pentru. Domnul Simionescu. Domnul Tudor? Mulțumesc frumos! Lista celor 3 este formată din Marcu, domnul Frustina și doamna Trofin. Am citit lista pentru cei care se află în online. Supun la vot dacă sunteți de acord cu lista. Cine este pentru? Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Domnul Tudor Aurelian? Nu v-am auzit? Mulțumesc frumos! Propuneri pentru lista de supleanți și o abținere, îmi cer scuze, domnul Palaș, nu v-am văzut. Propuneri pentru lista de supleanți. Propun pe domnul Aurelian Tudor și pe domnul Aurelian. Mai există propuneri, propunere? Nu mai avem consiliu. Da, doamna Popa. Vă ascult? Doamna Andreea Suprean, doamna Popa. Propun vot deschis. Cine este pentru vot deschis? Unanimitate în sală, în online. Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Tudor? Pentru. Vă mulțumesc frumos pentru cei în online. O să citesc lista membrilor supleanților din Comisia de Contestații. Domnul Tudor Aurelian Popovici și doamna Popa. Supun la vot lista. Cine este pentru? Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Tudor? Domnul Tudor? Pentru. Vă mulțumesc frumos! Mai sunt și abținerea domnului Palaș. Nu mai e nimic. Mai sunt discuții? Nu? Atunci am să supun la vot în integralitate proiectul referitor la atribuirea prin licitație a mărcilor petrolul. Cine este pentru? Vă rog să numărați, să ne ajutați. Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Aurelian Tudor?
Domnul Tudor? Ați spus pentru, vă rog să repetați, nu s-a auzit bine în sală. Rezultatul. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Două abține. Rezultatul votului, doamnă? 14 în sală și 3 în sală. 17 voturi pentru și 2 abține. În acest caz, proiectul a trecut. Doamna secretar, dacă îmi permite să motivez, vă ascult, domnul Sârbu. Având în vedere că proiectul numărul 2 nu o să mai fie supus dezbatere. Îmi permiteți? Nu v-am auzit, îmi cer scuze. Domnul consilier a părăsit sala și nu se mai întoarce. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, eu m-am ținut la scoaterea la licitație a mărcilor dintr-un motiv foarte întemeiat. În primul rând vreau să vă spun că am participat la toate întâlnirile care au avut loc între consilierii locali și asociația care conduc destinele echipe de petrolul. Petrolul este un proiect, o stare de spirit. Este iubită de foarte multă lume din proiect și din județul Prahova. Având în vedere că chiar salut introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind transmiterea mărcilor în concesiunea societății comerciale Are și Piețe, pentru că de-a lungul timpului primăria Ploiești, Consiliul Local, a transmis foarte multe bunuri în concesiunea fie la SGU, fie la PCE, fie la chiar și la APA Nova. Nu văd de ce n-ar fi bine să transmitem aceste mărți, la 10 ani și chete. Nicăieri, în textul proiectului, nu se face referire la o asociere. Că foarte multă lume zice, e asociere. Nu, nu se face niciun fel de precizare privind asocierea. Mai mult decât atât, aș dări, dacă vreau să motivez. Nu avem timp, a trecut și am motivat. Nu, eu am trebuit să motivez. V-am ascultat, am ascultat motivația, vă mulțumim foarte mult, domnul consilier. Dacă permiteți, doamna președinte. Cum să nu, domnul primar, sunteți auziți. Deci ideea este foarte clară, acesta este primul pas, pare că vă prefaceți că nu înțelegeți. Este primul pas către o eventuală asociere care este discutată de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni. Eu nu militez pentru nimic. Tehnic, logic, este primul pas ca să mergem către cu concesiunea mărcilor către Hare și Chefe, care prin CEA și prin decizie CEA-ului și ACA vor stabili eventualele condiții. Mă surprinde foarte mult că deși ați dorit și ați discutat lucrurile astea, că deși dacă acum pot să vorbesc în contextul în care ați dispus prin hotărârea de Consiliu, deși dacă doreați lucrul ăsta, am întârziat foarte mult asupra acestui lucru. Ceea ce spune domnul Sârbu este parțial corect, în sensul că este doar o chestiune tehnică de transmitere, de concesiune către SCE Hară și Piețe, evident nu este prima. Ceea ce este evident este că această concesiune și eventualul proiect care, din punctul meu de vedere, va trebui să-l discutați după, deci următorul proiect, era făcut pentru o eventuală asociere care s-a tot discutat, s-a tot învârtit, s-a tot sucit în spațiu public și care a ajuns la efect. Cam asta este logica pentru a rezuma. Repet, obligația mea fiind aceea de a pune pe palierul discuțiilor dumneavoastră în Consiliul Local orice fel de formă. Vă mulțumesc! Adică mai pămânește, noi n-am transmis acolo acest proiect, nu este ca să transmitem concesiune mărcile la SCE Hale și Piețe, să rămână acolo. Erau și cei la fast, care evident intrau în Consiliul Local, dar pare că în momentul ăsta nu este cam clar. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul primar. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de timp. Discuții. Am să-l supun la vot. Vă rog să aveți un microfon deschis, nu știu dacă mai doriți să spuneți ceva, e acolo un microfon deschis, la punctul.
Doamna secretar, cred că avem nevoie să ne spuneți. Cele două proiecte de hotărâre sunt în contradicție. Atâta vreme cât s-a proiect, al doilea... Era pe ordinea de zi, obligația mea e să-l pun în discuție, domnul consilier, și atunci am luat punctul de vedere al doamnei secretar. Și atunci... Acum aminte, doamna președinte, dacă îmi permiteți, că v-am rugat să puneți prima. Vă aduc aminte că v-am rugat să puneți prima pe ordinea de zi, noastră ați dispus să puneți a doilea, deci evident lucrurile sunt așa cum le specifică doamna secretar. Mulțumesc. Deci... Nu mai este nevoie în contradicție, le supunem la vot. Vă mulțumesc frumos, doamna secretar. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, strada Ana Ipătescu, numărul 3. Discuții? Da. Am să vă propun... Mai întâi la vot, varianta neexercitare, cu permisiunea dumneavoastră. Cine este pentru neexercitare? Unanimitate în sală, vot în online. Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Aurelian Tudor? Vă mulțumesc frumos, rămâne varianta neexercitare în unanimitate. Proiectul numărul 4 privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, strada Mărășești, numărul 9. Maramureș, mă scuzați, numărul 9. Supun la vot la fel, mai întâi varianta neexercitare. Cine este pentru neexercitarea dreptului de preemțiune? În sală unanimitate, doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Aurelian Tudor? Pentru. Vă mulțumesc. Unanimitate pentru varianta neexercitare. Aceasta va rămâne. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 1 din anexa de buget partener 5D2 la acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului sprijin la nivelul regiunii Sud-Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilate urban, regenerare urbană, infrastructură, servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură. În cadrul programului operațional asistență tehnică 2014-2020. Discuții, dorește cineva să prezinte despre ce este vorba? Vă rog, Comisia 1, vă rog. Comisia 1, dar disfavorabilă. Dacă dorește să prezinte despre ce este vorba sau direcția relației. Da. Vă rog frumos o prezentare scurtă în fața Consiliului. Acest proiect și au apărut o valoare suplimentară de 800.000 de lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.
aprobare inițială și aprobată și de noastră prin hotărâre Consiliul Local în decembrie 2020, a fost de 600.000, iar acum în urma actualizării și în urma clasificărilor solicitate de ADR am ajuns la 1.400.000. Vă mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc! Supun la vot, mai sunt discuții? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate în sală, online. Doamna Popa? Pentru. Domnul Radu Simionescu? Pentru. Domnul Tudor? Pentru. Vă mulțumesc frumos. Unanimitate și acest proiect a trecut. Declară închisă ședința de astăzi. O zi bună tuturor.